În ultimii 10 ani am avut o mulțime de echipe puternice care s-au întrecut între ele pentru câștigarea diferitelor trofee. În videoclipul de astăzi vom face un top 7 al celor mai bune echipe de fotbal în acest deceniu. Desigur, acesta este un top personal, așa că dacă voi aveți alte păreri, spuneți-ne în comentarii. Iar dacă sunteți noi pe canal, am apreciat dacă ați apăsat și pe butonul de subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificările la timp. Pentru a diferenția echipele între ele, am ales următoarele criterii. Trofeele câștigate în această perioadă, constanța clubului în acest deceniu și, în ultimul rând, fotbaliștii care au reprezentat cel mai bine aceste cluburi. Poate mulți nu s-așteptau să deschidem acest top cu Chelsea Londra. Asta pentru că în momentul de față nu mai au gloria pe care au avut-o în primele sezoane din acest deceniu, când au triumfat în UEFA Champions League, Europa League și au câștigat 3 campionate în Premier League. De asemenea, a triumfat de 3 ori și în FA Cup și de-a lungul acestor 10 ani au obținut victorii uriașe. Ca jucători care au influențat în mod decisiv echipa, îi putem enumera pe Eden Hazard, poate cel mai bun fotbalist al echipei în această perioadă, John Terry, cel mai bun fundaș din istoria alb-albaștrilor, Frank Lampard, care este în prezent și antrenorul echipei, Thibaut Courtois și super mijlocașul defensiv N'Golo Kanté. Poate cea mai bună echipă din prezent, Liverpool, a avut un final de deceniu fantastic, reușind să ajungă în finala Champions League, după care să câștige acest mare trofeu, iar acum domină Premier League cum n-a făcut-o nimeni niciodată, ceea ce este cu adevărat formidabil. Dar noi i-am clasat pe Cormorani doar pe locul 6 pentru că nu au avut o primă jumătate de deceniu prea grozavă. Pe lângă fanii superbi pe care i-are, poate cei mai frumoși fani din toate campionatele puternice din Europa, aceștia au avut și foarte mulți fotbaliști de mare clasă, cei mai importanți fiind Steven Gerrard, eternul capitan care a părăsit echipa în 2015, canibalul lui Suarez, magicianul Philippe Coutinho, Mohamed Salah și Virgil van Dijk. Deși bătrâna doamnă nu a câștigat niciun trofeu UEFA Champions League, aceștia au dominat campionatul italian, câștigând foarte multe titluri și cupe, iar în competițiile europene a pierdut 2 finale Champions League, dar s-au remarcat față de celelalte echipe prin constanța sa, Juve fiind mereu o echipă puternică care s-a menținut la un nivel înalt. Fotbaliști foarte importanți, fiind mai mult cei defensivi, Juve remarcându-se în acești ani prin defensiva fantastică tipic italiană, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Buffon și fotbalistul cel mai constant din atac, Paulo Dybala. Atletico Madrid, dacă e să facem o comparație cu deceniul trecut, este echipa care a evoluat cel mai mult, asta datorită lui Diego Simeone, care a reușit să aducă o nouă identitate acestei echipe. De la o echipă medie din Spania, Cholo a făcut o echipă extrem de greu de învins, asta pentru că are un joc defensiv incredibil, deși este mai greu de privit, nefiind foarte spectaculos. Deși nu au avut bugetul altor echipe, aceștia a reușit să impresioneze prin jocul său și a reușit să ajungă în câteva finale UCL pe care le-a pierdut la mustață. Altă performanță uriașă este câștigarea campionatului în Spania, depășind coloșii Real Madrid și Barcelona, echipe mult superioare ca buget și fotbaliști. Jucătorii care au contribuit cel mai mult în această perioadă sunt Gavi, Godin, Oblak, Diego Costa, Arda Turan și Antoine Griezmann. Locul 3 este obținut de Bayern München, o echipă care mai fiecare an a reușit să ajungă cel puțin în fața semifinalelor UCL, ba chiar au câștigat trofeul în 2013. Aceștia au dominat fantastic campionatul Germaniei, fiind de neopriți pe plan intern. Bayernul a oferit un joc ofensiv plăcut de privit și este cu adevărat impresionant cât de constanți au reușit să fie și că și-au păstrat fotbaliștii importanți pentru mulți ani. Aceștia fiind Frank Ribéry, Arjen Robben, Thomas Müller, Manuel Neuer și golgheterul Robert Lewandowski.
Locul 2 merge la Barcelona, care în acest deceniu au câștigat 2 trofee Champions League și multe cupe și campionate în Spania. Aceștia au băgat teama în restul echipelor, mai ales prin stilul lor ofensiv, având mereu fotbaliști de talie mondială în atac, câțiva dintre aceștia fiind Luis Suarez, Neymar, David Villa, de asemenea și incredibilii mijlocași Xavi și Iniesta și, evident, Lionel Messi, fotbaliștii cu cele mai multe baloane de aur din acești 10 ani. Barça a fost în acești ani și echipa surprizelor, făcând o mulțime de meciuri care au intrat în istorie, cel mai memorabil fiind acel 6-1 cu PSG. Locul 1 merge evident la Real Madrid, asta pentru că au reușit să câștige trofeul Champions League de 4 ori, de 3 ori fiind consecutiv, performanță pe care n-a mai reușit-o nimeni vreodată. Galacticii n-au început prea strălucitor deceniul, dar după anul 2013 au ajuns la un nivel incredibil, reușind să domine întreaga Europa, asta și pentru că au avut fotbaliști senzaționali precum Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Benzema, Modric și bineînțeles Cristiano Ronaldo. Los Blancos au avut cele mai mari încasări, cele mai multe performanțe și au fost destul de constanți, ceea ce ne face pe noi să-i clasăm pe prima poziție. Acesta a fost topul nostru, care bineînțeles a fost și o părere personală, așa că dacă voi aveți alte păreri, scrieți-ne în comentarii și bineînțeles nu uitați de like, share și subscribe, iar dacă doriți și mai mult, puteți deveni membri ai canalului.